Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou cu În Vlogul de astăzi, man, vreau să vă spun că am revenit la vechea noastră serie care este foarte apreciată de voi pe canalul ăsta în care se vorbește despre accidente, reacțion la accidente, practic regele șoferul reacționează la. Deci, în vlogul de astăzi, practic, o să disecăm o serie de accidente care se petrec pe drumurile pe care se circulă mașinile, între care voi o să dați mare like puterilor de tot, și, practic, o să vă scrieți o părere în rubrica comentarii din cauza altului că așa se face și așa e frumos. Vreau să vă spun că scopul acestui vlog este nu de a râde de anumite chestii care se întâmplă și care urmează imagini șocante care ne afectează emoțional mai devreme sau mai târziu, ci de a lăsa ceva în urmă. Adică, în cazul în care ai rămas cu o idee, să știi că vlogul meu și-a uh, și atins scopul. Să-i dăm drumul. Uh, da. Se merge, da? Se merge înainte, da? În prima instanță vreau să vă spun că nu prea vede în față. Nu știu dacă ea vede, dacă vede sau dacă nu vede în față, dar nu prea vede în față, știi? Eu cred că ar trebui să ne ducem vide, dacă nu mai vedem în față, mai devreme sau mai târziu, dacă vrem ca să nu lovim ceva în fața noastră, nu? Voi ce credeți? De-aia mă gândeam și eu. Ia. Hai Haică da, nu? Era... Era acolo așa, e? Hai Hai, Dacă e când e ceată, și sunt condiții meteo nefavorabile, inclusiv în carte scrie că să reduci tu viteza dacă e, până la limita legală, adică până când consideri tu că te poți opri în siguranță în caz de ceva. Tu că nu mai văzut nimic și te usă și așa. Hai. Mai departe. Deci vreau să vă anunț că... Uh, această serie are ca scop. Nu facerea mea de vizualizări, pentru că facerea mea de vizualizări vreau să vă spun că este puternic influențată de faptul că oamenii fac complaint, adică uh, mi-au drepturi de autor pentru genul ăsta de conținut. Uh, are ca scop mai degrabă uh, reacția mea în diferite situații ca voi să nu ajungeți în situația în care să faceți accident. Înțelegeți? Deci, ai, revenim. Totuși nu-mi place camera să nu face focus, dar nu știu ce să fac. Probabil dacă dau laptopul mai așa, o să fac focus mai bine sau nu știu ce. O reloare scurtă. Proos frumos, mergi înainte, să mergi în față, nu? Bai doi dați și voi o mie de like-uri, boys, în cazul în care vreți și considerați că conținutul este unul care merită like. Mergi în față. Bă, da se văd, se, deci se văd, ca să revenim la chestia asta cu uh, frână, cum să calci frâna, deci, cum să calci frâna, deci e o, e o chestie foarte importantă, adică există o tehnică de a călca frâna, întâi pui piciorul pe frână, ți-ai aprins stopurile și avea timp să vadă, avea timp grămadă să vadă stopurile care s-au aprins aici și după aia începi să frânezi la propriu sau la figurat ca să te oprești, Da? Acum era trecere de pietoni, omul era. Deci, să, să, să subliniem chestia asta. Omul era pe trecerea de pietoni, da? Era. Deci, trecere de pietoni e dintr-o parte în alta, fără ca să se oprească, vedeți? Aici unde stă trecere de pietoni, omul era pe trecere, el trebuia să vadă că avea suficient spațiu să vadă omul pe trecere și nu-l vede, știi? Acum ce urmează e că nu vede nici stopurile de pe frână, că se aprind și nu vede nici nimic. Și e mal mal, lu. Totuși mă bucur. Mă bucur și sper. Bă, dat mult rostogolește pe ce eu. În fine, nu înțeles să e prea mare lucru unde se duce. Mă bucur și sper că omul nu a ajuns să, să calce trecerea de pietoni pentru că ieșea cu victime mai majore. Adică lovea omul. Și una e coliziunea între mașină-mașină și alta e coliziunea între mașină, -mașină și om. Înțelegeți? Așa că mă bucur că nu lovire omul, să sperăm. Oh! Oh, dar ce fă aici, bă? Uite, o roată, bici. Ce se acolo, bă? Să mă bată, mam, habar n -am. Ia, ia, aici merge în față, da, 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 da. Careva să zică, păi, prea mult stop. Dacă vrei să vezi, dacă părerea mea pur și simplu nu contează pentru tine, deci mă enervează groaznic când îmi spui că vom prea mult stop. Du-te o viața mea și uite la accidente cât vrei tu în continuare și râde Da? În principiu, scopul acestei reacții nu este de a explica eu situația ca tu să nu ajungi în situația de. Înțelegi? Este părerea mea în legătură cu ce se întâmplă. Ca tu să nu ajungi în situația la să faci accident. l am murit așa asta, da? Că am văzut foarte multe, uh, foarte multe comentarii da, în care... Scrie, frat. Da subscribe, frate, da subscribe viața mea, da subscribe puterea lui tot, da subscribe. Da subscribe, frate, da subscribe viața mea, da subscribe puterea Și un îndemn foarte corect, da. Aute poliția, opa! Dar de ce călcă frână așa brusc? Ma. Asta nu înțeles, e prea tare. Că sunt unghiuri din care nu văd ce se întâmplă și nu pot să zic mare lucru. Din cauza că mă înșel, înțelegeți? Să mergem în față. Indicat e când ajungi pe 10 -a, Vezi? Deci, ca linia continuă. Indicat e să schimbi banda înainte de a ajunge pe linie continuă. Că ăștia n-au să și ei de degeaba, știi? Indicat e ca tu să fii schimbat banda înainte de a ajunge în situația asta. Dar aici Cineva nu făcu, făcut Cineva nu s-a oprit la semafor Ori asta dacă nu văzui, că nu văd că nu dacă a avut roșu sau nu Ora din partea alta Ba aici cred că Hai că nu vede asta, dar nu vezi nici tu De ce spun eu că contactul vizual foarte mult contează Adică să te uiți de aia la întoarce capul Dacă nu întoarce capul către tine și nimic Pregătește să calci fără la oman. Periceca în fură. E auto. Auto. ce frontală. Ce frontal, o, ce frontal Avea ce să mai, nu avea stop. Și nu făcut stop. Acum nu știu ce să zic. Eu am zis tot timpul că puțină viteză ca să poți evita anumite chestii. Ăsta ce face? Hai că da. Dar ce fac cu ăsta, bă? De zi, asta, bă? Trebuie să nu lovească, e și în dreapta. Na, unde n-ai cum să înțelegi nimic, bă? N-ai ce -i? Treci peste și gata. Aici se întâmplă ceva cred, cu biciclistul ăsta. Ăsta nu... Nu-i dă suficient spațiu biciclistului. Nu, 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 cu altceva. Ia. Vrea să se bage. A Ba, acum pe bune. Acum ce se întâmplă aici este strict și vinovat biciclistul. De ce? Nu mergi mă printre mașini. Eu te înțeleg și pe tine. Eu te înțeleg și pe tine. Nu mergi mă printre mașini în asta Dacă apucași și te și într-o roată, te duci peste cap. Tu să seama ce viteză aveai tu printre mașini? Nu te duci, George. Aveai livrare sau ce aveai? Ia uite-l. Ia uite și tu, da. Eu uite-l și tu că acuma direct, direct vinovat de biciclistul. N-a ajutat cu nimeni. El trebuia să meargă încet. mă. Dacă vede el că toate mașinile din jurul lui merg, sunt oprite. Tu de unde te duci cu bicicleta asta? În rai. Înțelegi? Așa că hai să. Hai să. În cap căzu, mă. În cap căsul. Deci fii atent. Ba trecerea care ferată, fără bariere cu toate indicatoarele aprinse. Fii atent aici. Așa trec, mă. Bă, nu înțeleg, unde te duci, bă? Bă, erau becurile amândouă aprinse Și s-a dat să treacă, bă. Hai că da Mamă, cât îl spulberăm cu ace, bă Ța Uf, uf, Ce să Hai E greu și pe mașină mică, da, pe petir Du-te și vezi repede dacă mai e ceva acolo, ia Doamne, ți-a frică să te duci, bă. Că te șochează imaginea care este acolo, te șochează. S-a cu un tipă de printre fiare. Ce ți vă toți, dar e greu. Ăsta nu poți trea distanță să de ăsta din față și cred că ăsta calcă de aici. Verde e verde la semnul, da? Ia. Să bagă asta în coa, Să bagă ăsta în coa, dar ăsta nu văzut mă, ăsta care filmează. Că ăsta încerc să bage. Și oricum am avea un pic până în față, știi? Nu mai trebuie să că are să lovire căvrură ei. Nu, nu, nu. Hai că lăsă, lăsă. Bă, du-te, de aici încolo, De deci ce ăsta cu camera chiar lăsă. Eu mă așteptai că ăsta-l știi? Dar ce facem cum să băgăm fața autobuzului locul dreapta și călcă frâna? Cred că vreau să oprească în față, pe undeva pe acolo pe dreapta, să facă ceva. Asta are viteză. Na, na, ce să mai? Nimic. Nimic, eu, na. Băi și fii atent, fiate fii atent că v-am spus chestia asta, nu odată. Dacă ține el banda dreaptă și nu ieșea în dreapta, dacă țin rămâne el pe banda asta aici, nu se întâmplă nimic. De ce? Viră către direcția în care se duce asta. Deci dacă ținea drept, automat buldozerul ieșea pe banda din dreapta și el se ducea în față și nu avea treabă cu nimic. Uite, vezi. A. Vezi? Un pic dacă călca frâna și el vira stânga în loc să vireze dreapta. Uite, vezi? Vezi, uite, uite, uite. uite. Hop. Deci, buldozerul tocmai ce ieșise pe partea din dreapta, uite aici. Fii atent. Fii atent că buldozerul ajunge aici și el putea să treacă prin partea din stânga. Știi? Ca și schemă. Ca și gândire. Deci, ca să vezi că genul ăsta de videoclipuri au conținut extraordinar, dacă știi să te uiți la ele, bă, că toată lumea știe, dacă până și acum oamenii spun că la videoclipul ăla cu, când am grea când să mă calce vorbea vorbea blocat pe care a fărat, și acum spun că l-am făcut pentru vizualizări. Deci ăsta putea fi evitată accidentul ăsta, dacă o prin stânga, nu prin dreapta. Și avea toate motivele să o prin stânga. Că ăsta tindea să... Tindea să se încoace. Tu ce faci? Îți calea cum ar veni? Îți ca să lovești? Ai. Mai departe. Se merge prin apă, da? Frumos, elegant. Bă, dar vine ăsta din spate, ăsta. Se grăbea undeva, înțelegeți? Se grăbea asta undeva, dar like, i și like, să-i dau dislike. Ce like? Aude. Du-te, tată, bine, mă, bravo, așa, da. Hai că. Erai gol, da? Te grăbeai gol să duci să încarci. Aveai încărcare rapidă. A, aia. Ia, uite aici. ia ia, 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 ia. Irak, 2013. Aude aici. Bă, du-te, bă, de-a cincolo, bă. Dar și tu ăsta cu bicicleta, bă, că a avut un moment de cum până să opri. Tu la ce te mai opri? voi pe deja de pietoni. Ia uite. Nu-ntoarsă capul, bă. Și acum au o problemă care vreau să discut de mult. Bă, sunt copii și de nouă generație, prin pe, pe care chiar am întâlnit. Bă, nu întoarce capul stânga în dreapta să vadă dacă vine ceva pe 10 de pietoni. Bă, pur și simplu vede verde ca oaia, mă. Deci când a văzut verde a trecut direct. El nu sunt uită în stânga, în dreapta. Dacă rămân unul fără frâne sau chestii de genul. Ăsta avea tot, tot interesul să uite aici în stânga, în dreapta, să uite pe lângă asta, să uite pe lângă ăsta. Când te uiți pe trecerea pietonă, te uiți, bă, că cel mai important ești tu până la urmă. Nu dacă ai verde, gata, că nu e, ai culoare, n-ai, eu știu ce, știi? Hai. Bine că nu muri. Îi făcut o tumbă bicicleta în aer și mai uite. Și o ia, acum ia la braț și pleacă cu ea. Ai. Treaba asta, ești bine, ești bine. Da, bravo. Hai Da? O depășire pe stânga, devansare. de fapt. Hop. Hop. Bă, dacă... Acum... Cred că o să întâlnesc pe undeva pe aici să bombardează. Voi ce spuneți? Nu, bă! <laughs> Frumos, nu? Frumos, elegant, eleganță, da? Da, dar intră și el în debaraj, în de în, de, în, de, în, în, derapaj. Și să nu spui că le asta din față, nu. A avut noroc în viață, omul. Da. Frumos, nu? Ce spuneți? Bă, în principiu, când sunt condiții meteo nefavorabile, să reduci viteza, bă, man, și să mergi, uh... La de așa la patron, să ai cauciucuri bune, să eviți planarea, pentru că a Să ai mașină mai grea ca să fie mai stabilă Cauciucuri bune Și viteză redusă Uite și tu, Bă, cum veni ăla din față să mă bată, tata Ce să mai i faci ce Ce să mai i faci, bă ca pe eu să mă bată cu Asta explodează cu? cum? Ua. s vrea să facă stânga Da, vine autobuzul Era roșu la semafor, văd că Sau autobuzul Ai nu înțeleg cum e că... Nu înțeleg cum e aici Bă Bă, ce căta asta pe aceea? Ce căta asta pe aceea? Doamne, maică sfântă Hmm. Urâte momente. Bă, și dacă și un pic în stânga, parcă să salva și ăsta, hai? Și dacă s din spate, păstra distanța, ăsta care lovi ultimul, care lui pe ea doi din față. Dacă păstra distanța, s-a scăpat. Dar, ca și în domeniul transport, adică cu camioane, cel mai nociv, cea mai nocivă chestie este Vizibilitatea păstării la adică Să n-ai tu distanța aia de, 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 de Cum era să fac eu o acțiune mai înaltă Bă era unul, nu știu, nu a apărut unul în față Dar ce să pot să vă spun clar E că eram încărcat foarte ușor Când sunt încărcat foarte ușor, conduc mai sportiv Când sunt încărcat cu rol de hârtie, de exemplu Conduc mai lali, adică mult mai atent Și păstrez mai multă distanță fața mea și uh, Îmi las mai mult spațiu de frânare și chestii de genul E, ăsta Ăsta, vă man hmm. Ăsta, vă man! M-am trezit cu el, mergea cu 20, cred că, de mile pe banda 1. Am călcat toată dată de mea și marfa am în stânga. Bine, nu mi-a spus nimic că ăștia am Probabil uh, ajută la șoferul, dar n-am legat nici chingă. Că am zis că mai marfa e ușoară, știi? Ia. Yeah. Bă, are volan pe stânga. E un unghiu mort. Aici are volan pe stânga și e un mort. Uitați-vă și voi. Deci uitați-vă numai... Și voi cum stă? Deci cum stă în dreapta lui? Ce pot să vă spun e că nu-l vede pur și simplu de nicio culoare în, în, perioada asta. Indicat e să nu stai aici. În perioada să nu stai. Adică ori mergi mai tare, ori mai încet. Ori accelerezi, ori frânezi. Camionul nu merge decât cu 90. El are o viteză constantă de 90, merge ca maximum. Și tu dacă începi să dormi aici, s-ar putea ca șoferul să creadă că tu ai trecut din zona aia de pericol și că ești în altă parte și uite ce se întâmplă. Bă, și veni cu semnalizare, și veni frumos, veni frumos, omul, veni ușor. Na. Asta se întâmplă din cauza unghiului mort. Stai în unghiul mort, dormi, bei, fumezi țigări, bași un pachet țigări, bagi, tumpa, cigări, bagi Asta se întâmplă. Nu te vede pur și simplu în perioada aia. A făcut așa sistemul ăla cu senzori acum, dar trebuie să înveți să-l folosești. Pe la ce înseamnă? Să înveți să, ca atunci când pui semnalizare dreapta, da, te uiți la senzori, pentru că senzorul se activează o dată cu semnalizarea dreapta. Te uiți la senzor, după aia te uiți de oglindă și după aia schimba. E, încă lucrez la faptul că trebuie să mă la senzori. Înțelegeți? Cel mai important este ferești tu că uite cum zbor picolo și să nu stai în dreptul lui unde are unghiul mort. Noi avem unghiul mort pe stânga în Anglia, ei au unghi, unghiu mort pe dreapta. Nu știu de ce țară e uh, acest ansamblu. Se trage pe dreapta, băi, exact. Văzut după aia în oglindă. Oh! Oh! Am avut să zile, mă, te ferici. Bravo, man E bine. E bine. Nu? Îți place, da? Aici? Aici? Ce faceți aici? Ia, bă, nebunilor, dă în față, dă față. Bun, te-ai dus. Opa, fu verde la semafor, dar, dar. Puteam să mergem noi un pic mai încet. Să nu ne bubui aici. Înțelegi? Cred că avea oricum mai mult decât 50. Asta dacă vrei, nu? Că dacă oricum îți dă asigurare, asigurarea și... Ăla e direct vinovat, nu? Așa ca, ca și chestie, dacă vrei să mergi. Ninge de sus. Te bani de pășire, da, accelerezi, da? Te duci tare, că ai treabă undeva. Te duci la muntele la, tot la călugări, da? Ai, ce ai făcut? Când ai intrat înapoi, ai luat cu dreapta brusc. Pe zăpadă mișcările bruse de volan sunt catastrofale. Locul dreapta brus să bagi în fața lui ăsta și acum intră de derapaj, da? Acum e stânga, e dreapta, e dreapta, e stânga și te-ai dus, tată. te dus undeva. Bravo. Următorul. <coughs> la fel, nu? Ai intrat în derapaj, stânga, dreapta, dreapta, stânga, te-ai dus, tată. Ce stai tu? Băi, scălata, vreau să vă rămân în vlogul de astăzi, în cazul în care v-a plăcut, nu i dați like, dați share. A avut o mie de like-uri. Este o serie foarte apreciată pe canalul meu. O serie din care sper ca într-o bună zi să ți bă, am văzut asta undeva. Și ca toate accidentele și ca, și ca inclusiv ca vlogul ăla care are vreo 30.000 de vizualizări acum. Ăla cu blocat, tir blocat pe care calea ferată. Au ca și scop să-ți umble ție la psihică. Într-o bună zi, dacă ajungi o situație din aia, să o fi văzut la cineva, să faci legătura și să știi cum să reacționezi în caz de... Eu vă pup, vă doresc o zi minunată uh, Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul Să-mi și mie mare follow pe Instagram Follow pe pagina de Facebook Adrian Cox Și follow pe TikTok Aveți nevoie de, de trupurile voastre, spuneți nu drogurilor Stii mă!